și bună dimineața, ce faceți? Ne-am plecat la grădini și am luat tricicleta lui Sorin. Spune bună! Bună! Și bineînțeles că Ianis e nebunit să meargă cu ea acum și Sorin la fel, dar l-am convins greu să... Nu mai fă tu de ghidon, te rog! L-am convins greu că trebuie să-l iau și pe Ianis în ea, el a rămas acasă, că a venit soacra mea la mine și l-am lăsat acasă, că n-aveam cum să îl iau și pe el, fiind dimineață, dacă tot a venit ea la noi, n-avea rost. Îl duc pe Ianis la grădiniță, merg acasă să mă apuc să fac mâncare și după aceea la 12 o să-l iau și pe bebe să mergem după Ianis, o să iau și pe soacra mea ca să mai stăm pe afară prin parc. Și... Da, și după aceea, nu știu ce mai facem, dar cert este că astăzi filmez. Curățenie. Cum? Curățenie. Curățenie, da. Facem și curățenie, facem și mâncare, facem de toate. Dar da, cam așa în această dimineață. Începe să iasă soarele, ieri a fost destul de urțel. Dar astăzi este bine. Am ajuns din nou în locul în care nu există trecere. Și totuși trebuie să treci, că e singurul loc pe unde poți trece, adică pe stradă. Gata. Vă las că mai avem puțin în blocul acesta, ajungem la grădiniță. Haideți că am ajuns acasă, scuzați masa, am vorbit cu soțul și o să iau o vopsea, să o vopsim. Pentru că v-am zis că de câte ori o șterg se duce vopseaua, în fine, dar nu despre asta era vorba, dar știu că unele s-ar lua de mine că o las așa, dar de fapt nu e murdară. Cele care știu. Am luat o mingiucă pentru Sorin din aia care luminează, face ca toate visele și i-am dat-o. Am intrat la un magazin din ăsta de menaj. Am mai luat aici de la Miss Havana o rezervă din asta de toaletă pe care am dat 7 lei. Îmi place super mult cum miroase asta. Mi-am luat aici încă un odorizant de cameră de la Areon, dar mi l-am luat pe ăsta, are aici și test cu miroase și mi l-am luat pe ăsta Black. Are o, nu știu, aromă, un miros din ăsta gen bărbătesc, foarte frumos miroase, mereu când intru la magazin miroase ăsta și mi l-am luat și eu. E și în variantă mai mare, pe ăsta am dat 22 de lei și ăla mai mare era cred că 35 parcă. Și mi l-am luat pe ăsta. Oricum am deja bețișoare puse, nu știu dacă o să-l pun acum, dar am zis să mi-l iau să îl am. Mi-am cumpărat aici două prosoape de bucătărie din asta micuță, am dat 2,40 lei pe 1. Am o problemă, mie îmi plac astea albe, tot timpul mi-au de bucătărie să fie albe și astea mi-au plăcut super, super mult. Și v-am zis, mi-am luat două pentru că eu, nu știu, le fac urâte și le schimb... Le schimb des, oricum folosesc șervețele eu, dar să fie aici. Am mai luat-o aici, o din asta cu 10 forme din astea de brioșe. Sunt din astea, adică le folosești odată și după nu le mai folosești dacă nu mai sunt în stare bună. Și am dat 4,20 lei pe ele, sunt din astea din aluminiu și am găsit un set cu 10. N-am găsit din alea care mai merg folosite, dar nu are nimic, dar îmi doresc să le fac la copii brioșe. Mi-am mai luat aici o lingură, am o obsesie pentru lingurile de lemn de toate felurile, pe asta am dat 3,60 lei și mi-am luat-o și pe asta este mai adâncă. Și mi-am mai luat aici că trebuie să fac curățenie, o cărpă din asta magică, mie îmi place la nebunie, pe asta am dat 19,30 lei, dar sincer să fiu, își merită banii, chiar e foarte, foarte, foarte bună. O găsiți în alte părți și mai ieftină și mai scumpă, dar dacă magazinul ăsta e lângă mine... Eu de aici o cumpăr. Da, v-am zis, eu sunt foarte mulțumită și chiar șterge mobila și pe unde o folosesc eu foarte, foarte bine. Și gata, astea mi le-am cumpărat și pe ce vedeți aici, plus mingiuca despre care vă ziceam, am dat 67 sau 68 de lei. Bună, prieteni, și bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu la un nou vlog. Ce faceți voi, frumoșilor? Cum sunteți? Sau frumoaselor, mai exact. Cum vă petreceți această zi de luni, acest început de săptămână? După cum ați văzut, eu am început în forță, l-am dus pe Ianis la grădiniță, am fost până la magazinul meu preferat de aici din cartier și acum vreau să mă apuc de treabă. Deja am băgat a doua mașină de haine la spălat. Așa, am curățenie în casă, trebuie să mai fac ordine, să mai strâng chestii și cam atât. N-am mare lucru de făcut, dar trebuie să fac mâncare. În ultima perioadă am, cred că o săptămână
și două zile de când efectiv gătesc zilnic, dar zilnic, adică practic gătesc și pentru la prânz și pentru la cină. Nu știu de ce, cred că am suferit în săptămâna aceea în care am fost foarte bolnavă și nu m-am putut ridica din pat și acum recuperez, ca să zic așa, după cum zice soțul, zice, n-ai gătit o săptămână și acum recuperez cât pentru săptămâna aia de toate zilele. Și voiam să vorbesc aici ceva cu voi, voiam să vă zic că vreau să fac un vlog despre Q&A, adică întrebări și răspunsuri, și aș vrea să-mi lăsați aici la vlog întrebările voastre sau pe Instagram sau o să fac eu acolo la secțiunea comunitatea mea să-mi lăsați și acolo întrebări. Puteți să-mi lăsați oriunde pentru că eu ulterior o să le adun de peste tot și o să vă răspund la ele, pentru că mi-ați dat o grămadă de fete mesaje pe Instagram și vă doriți să aflați atâtea lucruri și am zis că dacă tot mi se cere treaba asta, să fac un vlog despre asta și să-mi adresați cât mai multe ca să vă răspund la toate. O să țin treaba asta câteva zile bune ca să se adune mai multe întrebări și să nu zică cineva după aceea că n-a văzut când am postat să mi se pune întrebări și așa mai departe sau n-a apucat să mă întrebe și de asta am zis să vă anunț aici ca să fie mai oficial. Că puteți să-mi lăsați întrebările oriunde, iar eu o să vă răspund la ele cu mare, mare drag. O să vă satisfac toate curiozitățile, ca să zic așa. Și da, asta voiam să vă zic, asta era cel mai important. Aseară am fost la o zi de naștere. Nu am apucat să filmez nimic. De fapt, nici n-am intenționat, îmi cer scuze, să filmez ceva. Am mers, ne-am simțit bine, am stat cu copila și am fost pe acolo peste tot și n-am avut timp să mai pun mâna pe telefon, doar am făcut câteva poze și atât. N-am stat nici mult, am stat cam în jur de o oră și jumătate, maxim două, aproape două, pentru că pe bebe luase somnul, Ianis trebuia să adoarmă și el de vreme pentru că astăzi mergea la grădiniță, deci n-a fost foarte mult... Nu știu, n-am avut foarte mult timp așa la dispoziție și de asta nici n-am mai filmat și, în fine, dar am zis să vă zic treaba asta. Acum aștept și niște colete de la H&M, nu știu ce s-a întâmplat, că am dat două comenzi la H&M, au o săptămână și jumătate și încă nu m-a contactat nimeni și mie veneau comenzile între 3 și 5 zile tot timpul, nu știu ce s-a întâmplat. Mai aștept astăzi, încă n-am primit nici mesajul, dar am crezut eu că o să vină astăzi. Dacă nu, să vedem ce se întâmplă, o să sun eu lui, să vedem de ce nu mi-au trimis produsele sau poate n-au fost în stoc și totuși le-am comandat și a apucat stocul să se epuizeze. Chiar nu știu ce s-a întâmplat, nu mi-arată nimic acolo, o să urmăresc comanda și să vedem ce se întâmplă. Dar haideți că vă las, mă apuc să fac mâncare pentru că vreau să o fac până îl iau pe Ianis de la grădiniță, că după aceea e așa învălmășală și... Nu mai stau să gătesc pentru că, în primul rând, trebuie să-i dau să mănânce după ce îl iau de la grădiniță și, sincer să fiu, nu vreau să mănânce tâmpenii sau ceva de genul, vreau să mănânce mâncare. Nu știu ce o să gătesc, dar o să fie ceva foarte rapid pentru că mâncare gătită, am făcut ciorbă de burtă, am făcut mazăre, am făcut varză, am făcut supă cu găluște, deci am tot făcut mâncare gătită tot timpul în fiecare zi. Și am zis acum să-i mai fac și ce-i place lui, pentru că pestea ciorbele și felul 2 le mănâncă cam obligat. Și acum o să-i satisfac dorința și o să-i fac așa ce-i place lui, rapid și mai nesănătos, ca să zic așa. Așa că vă urez vizionare plăcută în continuare, haideți să ne apucăm de treabă. Am pregătit micul dejun, eu încă sunt răgușit, am aici omletă cu ceapă verde, e foarte... Da, foarte bună. Eu tot timpul aștept să iasă așa ceapa asta verde de sezon ca să fac omletă. Am aici omletă din 4 ouă. Am aici roșii și ardei gras. Roșu, capia, în fine. Nu o să mănânc ce vedeți aici singur. Am făcut să mâncăm noi, eu, soțul și Sorin ce o să mănânce, pentru că Ianis s-a mâncat mai devreme, că Ianis s-a plecat la grădiniță. Și aici avem, cum v-am zis, ardei capia, roșii. Aici avem brânză din aia la cutie din Lidl, măsline verzi fără sâmbure și aici avem avocado. L-am tăiat eu, urmează să îl dau cu puțină zeamă de lămâie și piper negru măcinat și să mă pun să mănânc. Și am mai scos aici o cremă de brânză pentru că am din alea tortilla wraps din alea și un avocado, că am zis că poate ăsta nu mai e bun că am avocado de ceva timp cumpărat.
Și dacă mai dorește soțul să-și scoată ceva din frigider, o să își scoate să mănânce. Haideți că ne punem să mâncăm, dar am zis să vă arăt și vouă. M-am apucat să gătesc din nou, o nouă zi de gătit. Am aici fasole din asta, teci verzi. Eu le fierb cât consider eu, după aceea pun o linguriță de unt sau ulei sau ce consider eu, pun niște sare, usturoi pisat și le mai las așa la înăbușit cu capac, eu le pun capac, cam vreo 10-15 minute, dar la foc mic. Nu știu, noi le adorăm aceste teci preparate așa, ne plac super, super mult. Vă arăt ce s-a gătit pentru acum. Am aici o salată cu roșii, castraveți, ceapă. Avem aici cartofi, omletă, a mai rămas de azi dimineață și era păcat să o arunc pentru că a ieșit foarte bună. Avem aici niște ketchup, niște mozzarella sticks și aici și aici. Sunt foarte bune aceste batoane. Avem aici niște cartofi prăjiți. Am aici brânză, eu o fac în folie de staniolă la cuptor, după aceea o pun așa în farfurie și înting cu pâine de obicei. Din aia prăjită, deci e ceva divin, senzațional. Iar aici am tecile de usturoi, cu tecile verzi, cu foarte mult mojdei de usturoi. După ce le-am făcut, cum ați văzut voi, am făcut mojdei de usturoi și am turnat peste. Cam așa arată, abia aștept să mănânc. Plus pâine și ce mai vrea fiecare, dacă mai vrea cineva ceva din frigider. Cam asta m-am gândit eu să fac pentru prânz. Mai am și mâncărică de mazăre. Am și niște ciorbică de burtă, dar am zis să mai schimbăm și să mâncăm altceva acum.